7 milioane acum în plus. Cam așa calcula soțul meu. De la 60 la 67. Întrebați-mă de unde-i scot? De unde-i scoate soțul meu? Nu știu de unde. Eu am luat un credit de 112.000 de franci elvețieni, unde plăteam o rată lunară de 1.800 de lei și în prezent plătesc o rată lunară de 3.400. În condițiile în care venitul meu a scăzut, salariul personal. Da? Venitul pe familie clar a scăzut și el, am doi copii. Cel mai negru scenariu este ca parlamentarii și eventual BNR să nu facă nimic pentru noi. Asta este cel mai negru scenariu. Până acum n-au făcut nimic, n-am încredere că vor face ceva. Iar pentru mine ar fi să-mi pierd casa. De altfel, potrivit Bloomberg, monedele din Europa de Est au scăzut puternic față de francul elvețian. De pildă, zlotul polonez s-a depreciat cu 16% față de francul elvețian, iar forintul maghiar cu 15%. Autoritatea de supraveghere financiară a anunțat că asigurătorii nu vor mai putea să stabilească tarifele polițelor RCA pe categorii de riscuri, de exemplu în funcție de vârsta șoferilor. Schimbarea intră în vigoare abia după publicarea în Monitorul Oficial. În baza actualelor norme, tinerii șoferi care au până în 30 de ani sunt nevoiți să plătească pentru o poliță chiar și 1.000 de euro pe an dacă vor să circule cu mașina. Toate aceste calcule, după cum știți, se fac pe baza matematicii actuariale, care reprezintă calculul statistic aplicat în asigurări. Acum depinde de fiecare societate și de sugestiile autorităților până unde se va putea reduce acest preț. Societățile de asigurări cred că tinerii sunt mai predispuși la accidente decât șoferii mai în vârstă. Așa că, indiferent de experiența pe care o aveți sau nu la volan, trebuie să scoateți cel puțin 2000 de lei din buzunar dacă vreți să circulați pe străzile din București. Avem un RCA pe 6 luni pentru un tânăr de 24 de ani, 25 de împliniți, din 8-a 1-a 2015 până în 7-a 7-a 2015, da? Și